Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou gameplay! În episodul de astăzi vom juca un nou joculeț. Jocul se intitulează Hunt Showdown 1896 și este un joc lansat pe data de 27 august 2019 de către cei de la Crytek. Joculețul este un joc shooter cu extracții, atmosferă și cu lume deschisă, asta ne spune developerii. Acest joculeț îl găsiți, dragi prieteni, pe Steam, iar versiunea standard costă 30 de euro. De altfel, joculețul deține și o gamă de DLC-uri, iar joculețul complet cu toate DLC-urile costă 316 euro. Tot despre joc, developerii ne spun că Hunt este o nouă eră a shooterului cu extracție, care creează dependențe neiertătoare. În spatele corupției pierdute de istorie, luptă singur sau cu prietenii împotriva răului, monștri și alți vânători nemiloși stau între tine și bounty-ul tău. Riscă totul în timp ce Hunt te consumă. Luați recompense bogate și ucideți pe oricine încearcă să vă oprească, pentru că și ei vor face același lucru. Concurează-ți vânătorii concurenți pentru a-i găsi pe șef și pentru a-i trimite în iad. Totul pentru a revendica o recompensă și pentru a lupta pentru extragere. Dacă alții doar te încetinesc, mergi singur, iar dacă găsești puterea în numere, ia până la doi colegi. Riscă totul pentru a debloca puteri întunecate și bogății interzise. Fiecare glonț contează, orice rană doare. Și fiecare moarte este permanentă. Dar dacă reușești, fiecare victorie va fi de neuitat. Te auzi zgomot de pași în noroi, în timp ce aștepți cu răsuflarea tăiată să lovești. Lumea vorbește, fiecare împușcătură este un mesaj, fiecare câine care urlă este un claxon. Gramafoanele murmură melodii bântuitoare, ale Port Sulphur Band. Ascultă și s-ar putea să trăiești pentru a muri în altă zi. Continuați să luptați pentru mai mult, lumea este mereu în creștere. Actualizările frecvente ale jocului te provoacă cu noi evenimente în care poți să-ți extinzi arsenalul de arme, se vor introduce personaje noi și oferă șansa de a obține recompense și ornamente. Aturați-vă comunității înfloritoare Hunt și rămâneți informat în fața corupției. Așadar, dragi prieteni, acestea fiind spuse, acest joc ne ține cu sufletul la gură și va fi un joc care tot developerii ne spun că nu este recomandat minorilor. Iar în continuare, dragi prieteni, o să vă las un gameplay pe care l-am făcut și eu în joculețul Hunt.